A fost anunțat de un cetățean din Uncești de o bubuitură puternică. Am mai primit un telefon de la șeful de post care mi-a spus că este o explozie în câmp de la gaz metan undeva pe traseul Uncești-Bosanci. Am venit aici, oamenii erau deja ajuns, toate formațiunile și ISU și pompieri și echipa de la gaz natural. Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că nu au fost victime, pentru faptul că acest lucru s-a întâmplat în câmp. Conducta s-a fisurat pe o porțiune aflată în câmp, la aproximativ 2 km de cea mai apropiată localitate. Când au ajuns la locul evenimentului, pompierii au constatat scurgeri masive de gaz din magistrala variată și s-a intervenit de urgență. S-au închis vanele în primă fază, atât în amont cât și în aval, astfel încât să fie evacuat gazul. S-a trecut la tăierea porțiunii afectate. S-a și produs în primă fază, întrucât nu s-a făcut o evacuare complet, nu se putea. S-a aprins gazul, am reușit să stingem flacăra, să tăiem flacăra cu praf și bioxid de carbon, după care s-a realizat o conductă laterală în apropiere, astfel încât să producă o ardere controlată a resurselor de gaz și să execute lucrările de sudură. Nu a fost niciun pericol pentru cetățeni, nici măcar pentru lucrătorii din cadrul Transgazului, cât și pentru pompieri, niciun fel de pericol. Operațiunile astea trebuie să se lucreze cu flacără, nu se poate altfel, nu există niciun pericol, sunt proceduri care se respectă și se rezolvă problema. Alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă aproximativ 8 ore, timp în care s-a înlocuit o porțiune de conductă fisurată. A fost momentan afectat municipiul Suceava și această parte a județului Suceava, dar acționează atât cei de la Transgaz, cât și cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Intervenția s-a încheiat fără alte incidente în jurul orei 20 și 30 de minute.